cu informații de ultimă oră, accident grav pe autostrada A1 Sibiu-Deva. 4 bărbați au fost răniți și au ajuns la spital. Ne spune mai multe colegul meu, Marian Jinga. Marian, în ce stare sunt răniții? Bun găsit, nu sunt în stare foarte gravă, însă toți trebuie investigați. Vorbim așadar despre un accident pe A1 la kilometrul 253 pe Sibiu-Deva, în zona ieșirii către Ogna. Șoferul de 45 de ani al unui autoturism din Sibiu nu s-a asigurat când a vrut să treacă pe banda de urgență și a intrat în coliziune cu autoutilitară care circula regulamentar. Spuneam, sunt 4 victime, adulții, toți transportați la spital, 2 din autoutilitară și cei 2 șoferi. Șoferul vinovat nu deținea permis de conducere, acesta este lucru foarte grav, în plus avea 0,78 mg alcool pur în aerul expirat. Din cauza acestui accident, traficul este îngreunat. Și trebuie să vă spun că și pe drumul național 22 este un accident. Acolo o femeie de 38 de ani care circula dinspre Tulcea către Constanța a pierdut controlul asupra volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Deci drumul nu este blocat în acest moment, dar femeia este lovită ușor, e adevărat. Nu numai ea, ci și alte două pasagere, una de 12 și alta de 11 ani, deci 2 copii care vor fi transportați și ei la spitalul de pediatrie. Mulțumesc! Mergem mai departe, avem noi informații despre tragedia familiei din București care și-a pierdut unicul copil după ce spun părinții au mâncat de la șaurmerie. Vă reamintesc că părinții au ajuns și ei la spital unde au prezentat simptome de orbire. Luiza Cergan ne spune care a fost filmul evenimentului nefericit. Luiza, te rog! Bun găsit! Părinții spun că miercuri au venit aici la această șaurmerie împreună cu cel mic, de unde au consumat produse de tip fast food, iar seara li s-a făcut rău, astfel încât au chemat o ambulanță care le-a administrat medicamente, iar apoi au rămas acasă. Însă, spre dimineață li s-a făcut din nou rău și speriați de faptul că cel mic nu se mai poate deplasa, au chemat din nou salvarea. E bine, a venit o salvare mică fără medic, spun părinții, și au așteptat o altă salvare cu medic, însă spun de asemenea părinții că au așteptat aproape 4 ore după următoarea salvare. Atunci părinții s-au speriat și au decis să iau un taxi. În drum spre spital au fost preluați de ambulanță, însă copilul intrase deja în stop cardiorespirator. A fost resuscitat mai bine de 2 ore, însă nu s-a mai putut face nimic pentru cel mic. Ieri părinții și-au condus pe ultimul drum unicul copil, deși era și ei afectați, starea lor de sănătate era afectată, au participat la mormântare. Așa cum vă spuneam, cel mic era unicul copil și s-au chinuit aproape 5 ani ca să poată aduce pe lume acest copil. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică au luat probe de la fast food-ul acuzat, pe care l-au și închis până când analizele vor fi gata. În unitatea respectivă ne-am deplasat urmare unei sesizări sau notificări venite de la personalul Spitalului Matei Balș exact în ziua tragediei. Marți 15, undeva în jur de ora 13, am fost notificați și am deplasat către unitatea respectivă un autolaborator însoțit de personal din laboratorul Direcției Sanitare Veterinare și personal tehnic din direcție. Acolo am găsit o activitate normală, aș putea spune. Am prefăcut prelevări de probe, atât din materii prime, cât și din produs finit, din produsele de origine animală și vegetală care intrau în compoziția produselor specifice unității. Așteptăm rezultatele analizelor de laborator. Până una alta, am primit așa preliminar o informare că pe analize pentru determinarea alergenilor nu a ieșit nimic îngrijorător. Și mergem la evenimentul momentului. Sute de oameni s-au adunat deja în fața castelului Windsor, acolo unde va avea loc nunta regală. Prințul Harry al Marii Britanii și actrița Meghan Markle se căsătoresc astăzi.
și comentăm ce se întâmplă la acest eveniment extrem de important cu invitate speciale. Este vorba despre Adina Buzatu, stilistă. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență și în continuare Letiția Bădescu alături de mine. Leti, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Leti, am văzut, ajung foarte, foarte multe persoane importante la această nuntă. Oprah Winfrey, l-am văzut pe David Beckham, o vedem în imagini pe Serena Williams. Imediat abia aștept, Adina Buzatu, să ne spui George ce părere Clooney ai. Soția. Victoria și o vedem. David Beckham, iată pe soția lui George Clooney, este cea care este îmbrăcată în galben în aceste imagini. Pălăria este nelipsită. Este accesoriul vestimentar obligatoriu la o astfel de, la un astfel de eveniment. Sunt 800 de invitați care sunt în capelă pentru a asista la ceremonia care va începe peste mai puțin de o oră. Continuă să sosească invitații, au venit membrii familiei regale, au venit inclusiv rudele prințesei Diana, am văzut în imagine. Fratele Dianei a ajuns, da? Am văzut mai devreme. Sunt foarte, foarte mulți cei care asistă la aceste momente și nu mai e mult până când vom vedea rochia de mireasă așteptată lui Adina Meghan. Buzatu. Ajută-ne un pic până vom vedea imaginea zilei cu Meghan Markle în rochie de mireasă. O vedem, am văzut ceva mai devreme, pe Victoria Beckham, care a sosit alături de soț. Dacă putem să revedem imaginea cu Victoria Beckham. Până atunci putem să spunem ceea ce probabil toată lumea știe deja, că rochia de mireasă va fi creată de designer britanici, casa Ralph & Russo, și deci va fi o rochie spectaculoasă. Aceeași casă modă care i-a croit și rochia de Logodnă. De Logodnă, exact. Este o rochie care, estimată, a costat 100.000 de lire. Se făcea comparație că cea lui Kate ar fi costat 250.000 de lire. Acum, bineînțeles că probabil prețul real nu este cunoscut. Se așteaptă a fi o rochie spectaculoasă. Noi vedem câteva imagini cu o rochie de mireasă creată de Ralph & Russo. Cum o vedeți pe îmbrăcată? Adică ce rochie îi s-ar potrivi, dacă vă uitați și la construcția, la tipul de siluetă? Eu cred că va fi o rochie simplă, mult mai simplă decât cea care era în imagine mai devreme. Nu decât cea lui Kate. Și îi stau bine toate variantele pentru că are un corp foarte frumos și atunci este ușor de îmbrăcat. Bun, haideți să ne referim un pic la acești invitații special care au ajuns nelipsitele pălării, pentru că nu se poate fără pălărie, nici măcar în biserică. Este un dress code foarte strict și nu se permit alte variante. Sigur că da. Rochile, ați observat, nu sunt lungi, ci acoperă genunchii, acoperă și umerii, nu sunt foarte decoltate în partea de sus. În general, pasteluri, pălăriile sunt asortate la rochile respective, sunt aceeași culoare. De cele mai multe ori, bărbații poartă costume sau acel morning coat tipic britanic pe care ei îl poartă la ceremoniile de la biserică. Morning coat-ul se poartă întotdeauna cu pantaloni în contrast. Dacă este gri sau negru, pantalonul va fi cealaltă culoare sau îndungi gri cu negru. Cămășile sunt pastelate cu gulere albe și cravate sau acea gen lavalieră, care e de fapt o eșarfă înodată și cu un accesoriu elegant, poate fi din perlă, din, nu știu, diamante și așa mai departe, o bijuterie masculină, dar foarte interesant că se acceptă și costumul. Vreau să luăm reacții la cald, ce se întâmplă în aceste clipe la Londra. Lily Ruse este trimisul nostru special. Lily, bună ziua! Emoții mari, da, la Palatul Windsor în aceste momente. Ce se întâmplă? Da,
Așa este, a și fost arborat steagul la castelul Windsor, unul dintre cele mai vechi locuite castele din Europa. Asta înseamnă că regina este în interiorul castelului. Deja pe străzi a apărut zvonul că la nuntă s-a făcut apariția celebritățile David și Victoria Beckham, Oprah Winfrey, George Amal Clooney, Sir Elton John. Și se știe de asemenea că verigheta miresei va fi din aur galez, o tradiție veche de 90 de ani, reînviată acum odată cu nunta lui Meghan și Harry. Harry va avea o verighetă din platină. Toată lumea e cu ochii pe capela St. George de la Castelul Windsor. Toată lumea vrea să vadă cine a apărut, cu ce e îmbrăcat și, bineînțeles, cu toții stăm cu sufletul la gură pentru că vrem să vedem rochia lui Meghan. Atenție mare! Meghan este în acest moment trendsetter mondial. În momentul în care poartă ceva, vânzările acelui produs cresc cu 500%, spre exemplu, în cazul unor jeans rupți pe care i-a purtat la un turneu de tenis. Site-ul respectivei firme a căzut în câteva minute, ca să vă dați seama de implicațiile globale, mondiale ale acestei nunți. Da, așa s-a întâmplat, Lily, și cu ducesa Kate, când a apărut, dacă nu mă înșel, chiar într-o rochie de zi, creată la noi în România, undeva... Lucrată la noi în România. Lucrată? Lucrată la noi în România, creată de designeri britanici. Da, foarte important, a fost specificat inclusiv chestia asta, că este lucrată în România și vânzările la fel au explodat în momentul acela, au fost comenzi făcute foarte multe, site-ul la fel a fost blocat. Drept dovadă, Leti, că este o adevărată industrie în acest moment. Copiile după rochia de mireasă vor apărea instant, adică mâine le vei găsi căutând pe internet, probabil începând din China, vor fi o grămadă de replici găsim. Replicile vor apărea instant, pentru că este o industrie care s-a dezvoltat extraordinar în spatele acestui tip de evenimente. Am văzut... Doamnelor, dacă îmi permiteți, vreau să vă spun că am văzut aici trei doamne îmbrăcate în rochii de mireasă și una dintre ele avea afișată pe spate o pancartă pe care scria Harry, sunt aici, iată-mă, iar celelalte două aveau de asemenea pancarte și scriau și eu sunt aici și eu sunt aici. Respectul arătat acestei manifestări, acestei nunți este uriaș, pentru că nu o să vă vine să credeți localnici, fie că sunt localnici, fie că vin de la Londra sau fie că vin din toate colțurile Marii Britanii, sunt îmbrăcate doamnele în rochii de gală și pălării. Unele doamne povesteau că au stat două zile îmbrăcate în rochii de gală, se schimbau pe undeva, pe unde apucau, doar din semn de respect pentru nunta regală. Chiar vedem imaginile filmate de tine împreună cu Andrei Pistol acolo. Am văzut o doamnă, avea o lebădă în cap. Părea destul de fericită, doamna. Nu știu dacă sunt și foarte, oamenii sunt foarte relaxați, sunt foarte fericiți și foarte emoționați. Vă spun, numai stând aici, în mijlocul lor, în mijlocul mulțimii, îți pot da seama de simpatia uriașă de care se bucură Casa Regală Britanică, pentru că este, până la urmă, simbolul întregului ținut, întregului regat. Oamenii își iubesc regina, își iubesc casa regală. Asta e un lucru care se întâmplă destul de rar și asta doar pentru că monarhia britanică a știut să se adapteze și să supraviețuiască. Da, Leti, cumva, sau poate mi se pare mie, sunt mult mai populari Harry și Meghan față de Kate și William. Dacă ne uităm la aceste imagini, cu un bagaj de popularitate mondială, spre deosebire de Kate, pentru că ea este o actriță de succes, mă rog, a fost, pentru că din acest moment și-a încheiat cariera, este ducesă oficial, ducesă de Sussex. Ideea este că în spatele ei sunt milioane de fani. Harry oricum era privit drept unul dintre cei mai populari. Cred că al doilea după regină și popularitate. Regale. Este foarte iubit și el, ea de asemenea, așa că împreună nu pot să facă altceva decât să strângă și mai mulți admiratori. Lily, ai stat de vorbă cu oamenii, ce spun, ce așteptări au astăzi, în afară de mireasă să o vadă îmbrăcată?
spun, Violeta asta știe orice fel de om care a mers vreodată în viață la o nuntă, că primul lucru pe care îl povestesc de acolo este cum era îmbrăcată mireasa. E află că și aici sunt lucrurile fix la fel. Oamenii vor să vadă pe Meghan, pentru că deși nu va purta oficial titlul de prințesă, pentru ei deja este prințesă și se fac deja scenarii. Cum va fi trena, cum va fi rochia, ce designer o va face. În general, cam atât sunt așteptările, iar Harry este, de asemenea, vă spuneam, extrem, extrem de popular. Oamenii așteaptă să-și vadă casa regală, să-i vadă pe regină și pe membrii casei regale. Și, de asemenea, e mare bucurie aici, pentru că pe întreg teritoriul Marii Britanii, barurile și restaurantele au primit aprobarea să funcționeze peste program încă 2 ore, tocmai pentru ca întreaga populație să poată sărbători nunta regală. Da, pentru ei este într-adevăr o bucurie. Dar vreau să-ți mai spun ceva, Violeta, pentru că vorbim de oamenii simpli pe care îi vedem acum în imagine, acolo filmați, care așteaptă cu sufletul la gură. Pe lângă ei, un alt punct important al acestei ceremonii este prezența celor foarte cunoscuți, prezența demnitarilor, prezența vedetelor despre care am vorbit ceva mai devreme. Ei bine, e important de spus că, deși este unul dintre cele mai importante evenimente, nu va participa la el premierul britanic. Theresa May nu a fost invitată. Nu au fost invitați liderii mondiali. Donald Trump nu a fost invitat. Barack Obama ar fi fost cât pe ce să fie invitat. Dar trebuia să-l chem și pe Trump și ar fi fost așa o palmă diplomatică. Problemă. Biroul de presă de la Palatul Kensington a anunțat că nu va exista o listă oficială a liderilor politici. Evenimentul este puțin din tipare prin faptul că nu este girat cu prezența de demnitari în funcție în acest moment. Bun, aș vrea să mai comentăm un pic aceste ținute, să profităm de prezența Adinei Buzatu. Cum sunt aceste imagini? Ce, de exemplu, această doamnă extrem de elegantă cu o pălărie. Are o pălărie superbă. Eu nu mă pricep la pălării, ce-i drept. Da, cumva pălăriile arată statutul. Cu cât sunt mai elaborate și mai prețioase, cu atât persoana respectivă, prin tradiție vorbim, cu atât persoana respectivă este mai importantă, mai bogată, mai... Și de aceea se pune mare accent pe realizarea lor, se aleg pălăriile cu mare atenție. Uitați-vă și la domni, care sunt foarte eleganți. Un lucru pe care aș vrea să-l subliniez, genul acesta de morning coat-uri sunt împrumutate deseori și în România. Și trebuie să știm că nu e o idee foarte bună. Britanicii le poartă doar la biserică pentru ceremonia respectivă. Sunt o tradiție, ori să le împrumutăm, să le purtăm la nuntă, la noi, la un restaurant, așa, de seara până a doua zi dimineața, nu e chiar o idee foarte bună. În plus de asta, s-au împrumutat în România într-un mod necorespunzător, adică s-au uitat de vestea aceea deschisă, s-au uitat de cămașa pastelată, s-au uitat chiar și de pantalonii în contrast și atunci arată puțin ciudat. Ginerele, da, prințul. Mirele probabil că va purta o ținută militară, se așteaptă lucrul acesta, la fel ca fratele lui la nuntă. Nu cred că o să facă excepție. Și arată foarte elegant. Un bărbat în uniforma de gală arată minunat. Cred că este capitan. Sincer, nu știu exact ce... Prințul, poate ne-a ajutat să ce ne... Deține, există două variante, ori cea a marinei, ori... Da. Sunt două uniforme militare pe care ar putea să le poarte. Este cea de gală și mai este cea de general. Vom vedea, pentru că există speculații legate de barbă, dacă va putea să poarte uniforma militară. Cu tot cu barbă. Poate renunță la barbă. Și această tradiție, pentru că mai rupe și tradiția verighetei, foarte puțini au fost cei care au purtat verighetă, au purtat doar soțiile verighetă, soții nu, iar în această dimineață am aflat că prințul Harry va purta verighetă. Da, înțeleg că este aceeași casă de bijuterii, producător oficial de bijuterii al reginei Elisabeta II, Cleveland Company. Deci avem
Bun, ne întoarcem la acest eveniment extrem de important în doar câteva minute, însă vreau să ne întoarcem acum în țară, să vorbim despre vreme, pentru că avem o nouă alertă de la meteorologi. Urmează ploi și grindină, doamnelor și domnilor. Doamna Romica Jurcă a ajuns în platou cu ultimele date de la ANM. Doamna Jurcă, ce se întâmplă? Trebuie să fac și eu o remarcă din prisma meteorologului vis-a-vis de aceste imagini, că în sfârșit la Londra vremea este frumoasă. Mai devreme erau 19 grade. Am văzut și persoane în mânecă scurtă și îmbrăcate destul de subțire, dar asta nu este un indiciu, pentru că la sfârșit de martie, început de aprilie, când am ajuns și eu în zonă, englezoice de la copii la adulți. Vedem Mireasa, îmi cer scuze, o vedem în aceste momente pe Mireasa din Abuzatu, poartă un voal inclusiv pe față. Haideți să încercăm să ne apropiem un pic. Este însoțită probabil în mașină de mama ei, nu-mi dau seama. Mama este cea care o însoțește pe drumul de la hotel spre capelă, acolo unde va fi condusă la altar de prințul Charles. A fost o întreagă discuție că nu va fi condusă de tatăl ei, întrucât este operat, se află în spital și va fi condusă de prințul Charles. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta este imaginea momentului, este prima apariție a miresei Meghan la nuntă. Așteptăm Adina Buzatu să și coboare din mașină, ca să o vedem rochia cu totul. Încă o dată, ce din această imagine, cam care este tipul de rochie? Eu din nou spun că va fi destul aveți de ochiul simplă față de așteptări. Destul. Asta e părerea mea, pentru că ea a ales întotdeauna naturalețe. Ați văzut-o în costume cu pantaloni, de exemplu, ceea ce nu e neapărat obișnuit la evenimente publice și probabil chiar se estimează că și la nuntă vor fi doamne care vor purta salopetă. Ne referim la petrecerea. Da, care se va da diseară. Puține minute mai sunt până când Meghan Markle va coborâ din mașină și în acel moment se vor încinge blițurile tuturor fotografilor, pentru că sunt peste 5.000 de jurnaliști acreditați la acest eveniment. O lume întreagă așteaptă acel moment. Am avut parte de acea frântură de cadru. Am văzut, are un coc, are un voal delicat. Așteptăm să vedem și restul. Să și coboare din mașină. O așteaptă și membrii familiei în capela St. George. Vedeți imaginile în acest moment. 800 de persoane au fost invitate să asiste la această ceremonie, care îmbină și ea tradiționalul cu modernul, pentru că abia aștept să ascultăm un cor gospel, va cânta Stand By Me, spre exemplu, acolo. Foarte interesant. În capela. Bun, de altfel, verighetele Leti vor fi aduse de cel mic, de prințul George, iar prințesa, nepoata mirelui, va fi domnișoară de onoare. Vedem în continuare imagini de la biserica unde va avea loc ceremonia religioasă. Adina Buzatu, se discută deja că Meghan va purta o a doua rochie în această după-amiază la petrecere, la fel ca și Kate. Și Kate, ne aducem aminte, a purtat acea rochie de mireasă, apoi s-a schimbat într-o a doua rochie. Bănuiesc că trebuie să fie ceva oarecum confortabil. Ceva confortabil care să-i permită, sigur, să petreacă alături de invitați. Pentru că cu o trenă lungă pe care sigur o va avea, îi va fi imposibil. Am înțeles că acea a doua rochie este designul aceleiași case de modă, sau cel puțin așa s-a speculat. Încă nu știm exact dacă Ralph and Russo sunt cei care i-au creat rochia de mireasă. A fost speculația făcută pentru că își făcuse și rochia de logodnă tot acolo. Da. De altfel, o rochie spectaculoasă, evaluată la 6.500 de lire, cusută cu fire de aur. Da, au mai fost vehiculați tot așa nume mari. A fost Burberry, Stella McCartney, Alexander McQueen, Antonio Berardi, sunt nume mari, dar
cred că suspansul nu va mai dura mult, pentru mai că avem câteva clipe. Se apropie de capelă. Mai era o discuție Adina Buzatu, însă vom vedea exact când se va da jos din mașină, că nu va purta o rochie albă. Nu, fi, nu știu, ivoare. Poate ivoare, da, sau poate cu o ușoară tentă gri sau ușoară, dar nu cred, părea albă cel puțin în imagine. În da. Imagine, da, părea că va fi o rochie albă, vom vedea. Nu cred că o să meargă atât de departe, deși au organizat totul într-un mod foarte modern, foarte contemporan. Menționați mai devreme și voi că nu au fost invitate importante personalități ale lumii. Am înțeles că eu au ales să aibă o nuntă așa mai restrânsă, cu foarte mulți prieteni și mai puțin o nuntă de stat. Da, ne întoarcem, continuăm să urmărim ce se întâmplă în Marea Britanie, pentru că imaginile momentului vor fi, doamnelor și domnilor, cu mireasa Meghan Markle. Însă se întâmplă lucruri importante și la noi în România și vreau să vedem exact despre ce este vorba. Ionuț Grigore este alături de noi. Ionuț, ce vedem? Bun găsit, Violeta, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, sunt noi informații și imagini exclusive aici la România TV. Vorbim despre rudele copilului mort de la o șaurma. Sunt dezvăluiri cutremurătoare în premieră. Rudele spun cum s-au otrăvit micuțul. Este o anchetă în desfășurare și o răsturnare de situație. Aflați detaliile imediat când vedem și imagini de senzație cu un ministru, dar și un anunț despre remanierea guvernului. Vorbim totodată în câteva momente și despre criminalul din pădure. Sunt declarații șoc. Pe cine dă vina asasinul fotograf o să vedeți imediat când urmărim împreună și o intervenție de salvare cu helicopterul și, bineînțeles, imagini în direct de la evenimentul anului, de la Nunta Regală din Marea Britanie. Mulțumesc, Ionuț, și continuăm să vedem, doamnelor și domnilor, imagini de acolo. Leti, în foarte scurt timp va începe și ceremonia religioasă. Da, o ceremonie despre care s-au făcut multe speculații. O ceremonie care, vă spuneam, trebuie și va face acest lucru, va îmbina tradiționalul cu noul pe care îl aduce intrarea lui Meghan Markle, cunoscută actriță, în Casa Regală. Sunt peste 1000 de oameni în exterior cu invitații, sunt 800 în interior care vor asista. Această ceremonie beneficiază de prezența mai multor pastori care vor fi acolo prezenți, corurile care vor cânta. De altfel, și muzica este o temă importantă de discuție, muzica aleasă, pentru că, se știe, tema de nuntă trebuie să reprezinte ceva și au ales